159. Mulțumesc celor care au organizat acest eveniment. Felicit copiii, profesorii care sunt astăzi aici. Urez mult succes acestei dezbateri și acestui eveniment și să ne întâlnim cu bine și la celelalte evenimente pe care le organizează Casa de Cultură, căruia îi mulțumesc pentru efortul depus. Ne invităm la Taraful Casei de Cultură cu Iasmina Socaci și melodia Țărânea Polzirea. Câteva secole. Dacă e să luăm prima unire a tuturor românilor într-un singur stat, ar fi să plecăm de la
Mihai Viteazul, unirea de la 1600. Din păcate, știm împrejurările și n-a reușit să dănuiască mai mult de jumătate de an. Însă, odată cu începerea secolului XIX și conjunctura internațională, cu Revoluția de la 1821, de la Tudor Vladimirescu, cu Revoluția de la 1848, începe să se afirme cu tărie această idee de unire. Era ca o necesitate între cele două principate deocamdată, între Moldova și Țara Românească. În primul rând, era vorba despre uniune economică, dacă ne referim la momentul 1821, și apoi cu Revoluția de la 1848, în momentul în care foarte mulți tineri politicieni români, și aici aș vrea să menționez vreo câțiva, care au importanță deosebită, în primul rând pe Costache Negri, apoi pe frații Vasile și Ion Alexandrei, pe Gheorghe Sion, Alecu Ruso, Nicolae Bălcescu, sunt o parte dintre cei care au luptat pentru unirea celor două principate, Moldova și Țara Românească. Din păcate, această idee a unirii n-a putut fi realizată în 1848 din cauza intereselor marilor puteri, în primul rând a celor două imperii, Imperiul Țarist și Imperiul Otoman, aveau interese la gurile Dunării, interese comerciale, însă datorită conjuncturii care urma prin războiul Crimeei, în 1856 se primește, să spun, un aviz favorabil pentru ca ideea unirii să poată fi realizată printr-un domnitor străin, dar ulterior s-a ajuns prin realizarea unirii de la 1859 ca acest ideal să fie înnobilat de către domnia lui Alexandru Iancuza. Și dacă tot vorbeam despre România și despre importanța țării noastre, vreau să menționez că la numai 2 ani de la alegerea Alexandru Iancuza, domn al celor două principate, prin discursul care l-a avut la Iași în 1861, numește țara România. Deci apare atunci pentru prima dată această denumire a țării noastre. Bineînțeles că au mai trecut câteva zeci de ani până când prin evenimentul de la 1 decembrie 1918, atunci se încheie această idee a unirii prin unirea tuturor în timpul regelui Ferdinand și a reginei Maria. Pentru 24 ianuarie, pentru această zi importantă, aș vrea să o invit pe Abaibe Letiția să ne prezinte în poezia. E ziua cea mai sfântă azi a visului ce s-a împlinit, spre care neamul românesc atât de mult a năzuit. Aminte să ne aducem toți, sfințită să ne fie buza, rostindu-i numele pios lui Alexandru Ioan Cuza. Nemuritoare pentru veacuri, să-i fie pururi amintirea, el cel din tâi a pus temeiul, înfăptuind pe veci unire. Iar vădă carul, primul rege, cu ai săi vestiți de rând, a întâlnit unirea sfântă prin cel mai glorios război. Unirea în cuget și în sfințire, a plămândit-o an de-a lungul, în glorioasa lui domnie, tot la unire i-a fost gând. Mărire laudă să aducem pe carul rege mare drept, de-a pururi va trăna în inimii slăvitul rege înțelept. Iar carul ceafăr luminos, strălucitor prin mii de glas, prin mii de astre, măritul rege Ferdinand, împlinitorii sării noastre, în fruntea oștilor viteze, pe lupte grele ca-n povești, a întâlnipat marea unire a întregii nații românești.
despre contextul unirii de la 24 ianuarie 1859. Îl invit pe domnul profesor Ciuriș Laurențiu să ne prezinte evenimentele. După cum foarte frumos spunea mai devreme, contextul unirii nu poate să aibă decât un cuvânt cheie și acesta este Alexandru Ioan Cuza. Tot că suntem în luna ianuarie, Mihai Eminescu spunea despre el că este unul dintre domnii cei mai patrioți din câți au fost vreodată în țările Dunării Române. Și am putea să ne transpunem un pic acum 161 de ani în dealul Mitropoliei, unde era forfotă mare, lumea trebuia să aleagă un domnitor și acel domnitor, conform celor ce le-au spus mai devreme și domnul Alin, trebuia să fie un domnitor care să unească cele două țări, cum teoretic acest lucru nu era posibil, la Paris se puseseră niște bariere în calea acestei uniri, Austria nu privea cu ochi buni, nici Imperiul Otoman, nici măcar Rusia, care era aliat de conjunctură al Moldovei în acea perioadă. Ca și astăzi și atunci, contextul internațional era foarte important, însă România avea un susținător, se chema Napoleon al III-lea și, sigur, a primit vești îmbucurătoare dinspre Paris. Și atunci și la București taberele erau împărțite, o parte mergeau pe alegerea unui domn pământean care să reprezinte interesele boierimii, cealaltă partidă, Partida Liberală sau Unionistă, încerca să aleagă un domnitor care să reprezinte interesele tuturor și inclusiv interesele celor două principate pe care să le unească, ținând cont că deja în 5 ianuarie la Iași fusese ales colonelul Alexandru Ioan Cuza după o alegere de poveste și acolo a primit multe piedici colonelul Cuza, nefiind un candidat eligibil în prima fază, s-au gândit cei din Partida Unionistă de la Iași să-l aleagă pe colonelul Cuza, pentru că cei reprezentanții familiei Sturza susținuți de Imperiul Țarist nu reprezentau pe deplin interesele unor principate unite și astfel că într-un final Partida Liberală câștigă și la Iași în 5 ianuarie, reușește să-l aleagă pe colonelul Cuza ca și domnitor al Moldovei, dar mai era cale lungă până a fi un domnitor al principatelor și atunci la București urma să se decidă cu adevărat care va fi calea celor două principate. Să-l cităm pe deputatul Vasile Boierescu, le spune așa colegilor adunați în divanul ad hoc, 72 de deputați erau, rezultați de fapt din divanul ad hoc și le spune așa, iubiți boieri dumneavoastră, astăzi avem șansa istorică să devenim o țară. Propun să-l alegem pe colonelul Cuza. Sigur, spiritele s-au încins un pic auzind această propunere. Cuza nu era pe masa propunerilor din Țara Românească, astfel că liberalii radicali mobilizează masele, se strâng în jur de 30.000 de oameni, spun sursele istorice, în prejurul Bucureștilor și sub presiunea străzii și sub conștiința alegerii unui domnitor cu adevărat care să reprezinte interesele principatelor. Din 72 de voturi, 72 sunt pentru colonelul Cuza, care devine astfel primul domn al principatelor române unite și într-un fel sau altul reușește să fenteze într-un fel convenția de la Paris, care spunea că trebuie să reprezinte două guverne separate. Sigur, ele vor mai funcționa 2 ani, după cum bine a spus și domnul muzeograf, vor mai funcționa 2 ani separat, după care ele vor deveni un singur guvern, o singură armată și atunci se va pune bazele statului român modern. Astfel că 24 ianuarie reprezintă pentru noi românii și ar trebui să conștientizăm mai mult acest lucru, prima fază din crearea statului național unitar român, care s-a întregit la 1918 și sperăm într-un viitor să se întregească cu adevărat, pentru că în momentul de față Basarabia sau Republica Moldova, cum se numește astăzi, dar este Basarabia, este teritoriul românesc și probabil va reveni cât de curând sperăm la patria mamă. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Laurențiu. Când tot vorbim de unire, mă invit pe Florin Ciobanu să ne prezinte poezia unire. Este floare de mii de ani îngrijită de neamul românesc. Ce
ciobanii călători peste munte, sub aspul lor cojocul îngălzesc, țăranii plecați pe glie, cu roa suferinței o stropesc. Muncitorii cu brațele încordate, în zilele noastre o întăresc, scriitorii cu pana de foc o întăresc pe al nostru noroc. Ea a înflorit în mâinile lui Mihai Viteazu, care a lăsat o moștenire în Tuzla, după ce fusese îngrijit o vreme de Bălcescu Alexandrei. Taraful Casei de Cultură și Analize Rușinoiu interpreta melodia Casei România. Asta e România. Gheorghe Culiuc. Da? Hai. O problemă de sănătate. Da. Dar o piesă foarte frumoasă interpretată de Gheorghe Culiuc, un patriot al neamului. Thank you.
Invităm pe Apostol Maria să ne interpreteze poezia Slăviți Unirea. Slăviți Unirea centenară, frați români, slăviți Unirea, talismanul nostru sfânt. Fără ea, țara se pierde în mii de deșertăciuni. Câte zbateri, câtă luptă a fost până la Unirea Mare. Ocrotiți-o, frați români, că-i ginga și ca o floare. Frați români, slăviți Unirea și tricolorul e cel sfânt, el este amprenta noastră, oriunde pe pământ. Slăviți Unirea centenară, pace în lume, pace în țară, în frăția să nu piară, fiindcă e scumpă la hotare. Pentru că Unirea de la 1859 nu se putea face fără un personaj foarte important pentru noi, pentru Târgu Ogneni, mă refer la Costache Negri. Aș vrea să-l invit pe domnul profesor Mihai Fulga, vă rog veniți aici în față, să ne spună despre personalitatea acestui mare om politic și diplomat care a muncit atât de mult pentru a înfăptui Unirea de la 1859. Bună ziua! Personalitatea lui Costache Negri a fost destul de marcant în perioada 1859. A fost un apropiat al lui Alexandru Ioan Cuza. Se știe că fratele lui Alexandru Ioan Cuza, deci Ioan Maior, a fost la Paris, a făcut a avut mai multe discuții cu Napoleon al III-lea. În fine, s-a închegat acel grup unionist la Iași. Și a reușit, printre altele, ca Vogorâdică, după primele alegeri perduse, Cuza, chiar documentele respective le-a predat lui Alexandru Ioan Cuza, cine? Soția lui Vogorâde. După alegeri, el a plecat la București, asta se petrecea pe data de 21 ianuarie, a stat câteva zile acolo, drum către Constantinopol ca să reprezintă țara românească, să zic, și Moldova. Că a fost alegeri din 24, noaptea 23-24, Hotel Concordia, știți prea bine cum s-a petrecut lucrurile, ceea ce nu știu tinerii de astăzi, că acolo s-a desfășurat, practic, alegerea viitorului domnitor. A ajuns la Constantinopol, avea, deci, acel talent diplomatic, să-l numesc așa, a luat legătura cu mai mulți diplomati, inclusiv cu ambasadorul Franței. Și în perioada în care a făcut foarte multe servicii pentru România, să zic așa, în 1862 a avut numele de România. E, când a ajuns Alexandru Ioan Cuza, totul era pregătit. Trebuia să ajungă la Sultan Cuza. Acolo era pregătit pe o tavă papucul din Cluj al sultanului pe care domnitorul trebuia să-l sărute. Ceea ce s-a și întâmplat. După ce a făcut acel gest, așa, noi eram supuși practic al Imperiului Otoman. De-abia în 1877, după independență,
am fost, dar până atunci am mai avut încă un eveniment, eveniment important. Dar să termin acum cu Costache Negrei. Și a terminat misiunea, Alexandru Ioan Cuza voia să-l numească ca prim-ministru și el a refuzat. Mă întreb eu azi, politicienii noștri, oare ar face așa ceva, să refuzi un post de prim-ministru sau o demnitate în stat, mai puțin. A venit în Moldova, după ce și-a încheiat misiunea, prefectul de Bacău i-a oferit o sumă foarte mare, el nu a primit cât a stat, să zicem, ambasador. Mai târziu a avut, noi aveam numai reprezentanțe la Constantinopol. I-a oferit o sumă foarte mare de bani pentru perioada în care a stat acolo. El a refuzat, a spus nu, acești bani să fie dați la copiii care învață bine, să fie sprijiniți. Casa unde a locuit el n-am știut, am întrebat pe domnul profesor Corneliu și mi-a spus că a fost undeva, eu am crescut în București, aici la intersecția drumul care se merge la, acum la Slănic sau la Tisești. A muncit ca oricare muritor de rând, a avut pământ cât a avut. Tatăl lui Costache Negri îl chema Iordache. Familia încă că s-ar fi născut în Copou. Sunt mai mulți și Pericli Marinescu într-o carte în 1962 a făcut cercetări. Ultimul care a făcut a fost domnul profesor Gorovei, pe care l-am avut profesor că am făcut un master la zi la Alexandru Ioan Cuza, la 61 de ani, mai târziu e eliberat. Dar am vrut să fac și așa ceva. Și să vă spun acum cu Carol I, cu Papucu. De aici am zis că fac o mică paranteză. A fost, trebuia să ducă fiecare domnitor, trebuia să se prezinte, să zic, ca fiecare supus al Imperiului. Și aici e o carte scrisă de Ioan Scurtu, se numește Monarhia în România, ediție 1991. Ei, a ajuns, într-o parte era sofa unde trebuia să stea sultanul, alături un jilț, un scaun și o măsuță, care trebuia să stea domnitorul. Carol I, o regină prusacă, știți că printre altele a făcut și facultatea de istorie, Carol I, în afară de faptul că era ofițer de cavalerie. S-a așezat pe sofa, vorbea cursiv limba franceză, însuși din familia lui, avea rubedenii până la Napoleon. Și a intrat sultanul pe jilțul respectiv, l-a lăsat pe ministrul lui de externe. Mirat, la care el se ridică în picioare, respectă, avea și papucul care trebuia să fie sărutat, îi spune, majestate, cei care au sânge nobil nu trebuie să sărute papucul sultanului. N-a zis nimic. A terminat discuțiile care le-a avut, a venit ministrul de externe, au discutat acolo. Drept mulțumirii a primit, a fost singurul care a primit ordinul Osman. S-a făcut un banchet destul de mare, să zic așa, misiuni diplomatice care au fost acolo acreditate, au participat. Ce este important, prima vizită care a făcut-o Carol I a făcut în Moldova, și eu l-a căutat pe Costache Negri. A stat de vorbă cu el și l-a rugat. Era un diferend între Austro-Ungaria și România. Și l-a rugat pentru zona de frontieră să facă el măsurătorile. Că am uitat să vă spun, tatăl lui Iordache, deci printre alte îi a plăcut și se îndeletnicea și cu măsurările de terenul, că era un om corect. Corectitudine mai puțin la oameni astăzi. Și a fost totul ok. Ce să vă mai zic acum cu Costache Negri, știți prea bine că este mormântat aici. A venit Elena Cuza atunci la monumentul unde a avut el că murind în 1876. Păcat că n-am mai avut posibilitatea să vadă și unirea realizată, unitatea românească realizată. În fine, s-a petrecut mai târziu. 1917.
tot vorbind despre 1917, fiecare dintre noi ați citit, dintre noastră ați citit Pădurea Spânzuraților. De fapt, acolo a fost un fiasco, să zic, făcut de Liviu Rebreanu. A fost și Apostol Bologa, a existat, Emil Rebreanu a existat, fratele scriitorului, Hilonca a murit prin 1977, dar de fapt familia Rebreanu l-a trecut că ar fi fost la Palanca. S-a demonstrat că nu este așa. Acolo, deci, a fost spânzurat, a fost executat, cum ar veni, este în apropiere un loc în care, după ce l-a spânzurat, l-a băgat într-o groapă cu var. Asta este un cetățean în care am cunoscut pe Popa, un vecin de acolo, în apropiere de monument. Familia Rebreanu a avut 6 membri. O soră și cei 5 frați. Și au murit toți de moarte bună, înmormântați în același cimitir. Și încă o chestie care nu s-a știut, cu primul război mondial, știți atentatul de la Sarajevo, eu am fost și am făcut cercetări la Konopice, în Cehia, nu-i departe de Viena, știți prea bine că Habsburgii la Praga și-au avut o perioadă de timp după Mocaci 1526, între Imperiul Otoman și Unguri, au ajutat și de austrieci în parte. Ei, familia lui Franz Iosif trebuie privită nu numai sub aspectul ceea ce a făcut cu războiul. De fapt, el a avut un singur copil și atunci, ca și acum, să zic, de-a lungul timpului, s-a apucat de băut. Ajunsese destul de compătimit. Și l-a ales pe nepotul lui, care, Franz Ferdinand, viitorul împărat al Austriei. Și nu e chiar așa, cum s-a spus, că împușcat într-o gardă în Sarajevo. Era o pădure pe unde a trecut și a fost primul atentat, a reușit să scape și la al doilea atentat, deci atunci a murit. Dar înainte de treaba asta și prințesa Sofia, amândoi era din Neapoli, nu era prea bine agreată de împărat, dar n-a avut altă soluție atunci. Soluție de moment. Avea și probleme că Sisi, soția lui, împărăteasa, plecase la Geneva, în Elveția. Și cu conjunctura asta, a trimis o scrisoare împăratului Germaniei, Kaiserul, la care nu s-a știut până unde mult s-a găsit acea scrisoare, în care Kaiserul a refuzat să intre în război în 1914. Sunt atâtea documente în arhivele statului, încât și cu Târgu Ocna, fac o paranteză aici, am găsit la arhivele statului Bacău, comuna Târgu Ocna, așa, în iarna lui 1916-1917, a fost un ger năprasnic. Primarul nu avea bani să-și plătească pe milițien, da, așa s-a numit milițien. Și am găsit o altă carte, cuvântul milițian, la familia Brătenilor. Unul dintre ei devenise milițian. Deci nu a fost o invenție a comunismului. Și tot cu ceea ce a însemnat primul război mondial, ca Lenin s-a pregătit terenul să ajungă în Rusia și a primit o sumă destul de mare pentru acea perioadă, 10 milioane de dolari, ca să poată să înfăptuiască Revoluția. Eu am pregătit un material, am mers în zona Chișinău, pe care îl voi publica peste nu știu cât timp, că îi de muncă. Am luat și de People's istoria Serviciului Secret al URSS-ului și vreau să fac și după aceea să fac o demonstrație cum că la București nu a fost o revoluție, ci a fost o lovitură militară de stat. Vin cu documente care nu pot să fie contrazise. Eu vă mulțumesc pentru amabilitatea cum ați ascultat, vă doresc o zi frumoasă și sănătate, că asta e cea mai scumpă. Cuvinte adresate zilei naționale de 24 ianuarie, în și împlinirea 161 de ani de la înfăptuirea Micii Uniri, l-aș ruga pe domnul primar, pe Ștefan Sișiloache, să însămâneze niște diplome participanților.
Doamna Maria Apostol, mai o poezie. Mai o poezie, mai se poate. Avem o mândră țară, în timp de jalea mare, strămoșii se luptară, s-o scape de stăpâni. A singur noi românii, suntem în ea stăpânii, susținimă români. O alegere străbună, prin veacuri de furtună, ea n-a putut să apună, strivită de băgâni. Ne-a fost și sfântărie și în veci o să ne fie, susținim români. În țara românească, de-a pururi să trăiască, credință strămoșească și graiul din bătrâni. Spre Domnul țăr gândul, de-a pururi noi avândul, susținim români. S-a limitat de domnul profesor mai frunta. Haideți, domnul profesor. Letiția Babi. Mulțumim foarte mult și vă invităm la o oră a Unirii în fața primăriei. Vă rugăm frumos!
Și eu eram.